Surpriza a fost, pe lângă faptul că a recuperat cele 10% dintre primul tur și al doilea tur, a câștigat 10% peste, și vorbim de 20% câștigate de Klaus Iohannis în interval de 2 săptămâni, putem spune. Știm foarte bine că a fost o mare problemă cu votul din diaspora. Da? Deci acolo chiar și persoane importante din Europa, persoane politice din Europa chiar și-au manifestat dezaprobul și dezaprobarea tot ce s-a întâmplat în zonele importante cu români, în Paris, în Berlin și așa mai departe. Cum vezi acest lucru? Credeți că acolo s-a pierdut alegerile fix pe nedeschiderea între primul și al doilea tur a unor secții în plus de votare, în afară de cele 294, sau măcar suplimentarea cabinelor de vot și a personalului? Cred că alegerile se pierd sau se câștigă în funcție de un cumul de factori. De data aceasta, votul din diaspora, ca temă politică a campaniei electorale, în special în turul 2, a fost un factor cheie, foarte important. Într-adevăr, Victor Ponta și echipa sa de campanie, dar și instituțiile pe care le coordona în calitate de prim-ministru, au greșit cu privire la modul în care au organizat alegerile. Pentru mine, și am spus asta de mai multe ori, și o voi repeta de câte ori este necesar, modul în care s-au organizat alegerile prezidențiale în străinătate a fost o rușine. Exista posibilitatea prin legislație, înainte de începerea alegerilor, ca Ministerul Afacerilor Externe, primind opțiunile de la ambasadori, să mărească numărul de secții, lucru pe care nu l-au făcut. Iar în turul 2 există legislație care permite înființarea acestor secții de votare, numai că nimeni nu și-a asumat această răspundere de a înființa noi secții de votare. Fie BEC putea să dea o hotărâre cu efecte juridice prin care să interpreteze legea de o manieră general obligatorie pentru celelalte instituții, fie guvernul putea să adopte o ordonanță de urgență. Nimeni nu a făcut această nimeni nu a luat, nu a luat aceste măsuri și ca atare s-a creat un val de nemulțumire foarte puternic împotriva celui care conduce, adică Victor Ponta, văzut ca responsabil pentru această blocare a votului românilor din străinătate, lucru care a condus la această surpriză a unei prezențe la vot mari în turul 2. Victor Ponta a pierdut pentru că oamenii care au venit în plus la vot în turul 2, preponderent au votat împotriva sa, pro-Iohannis. Și aici cred că ar trebui să analizele acum se fac și în interiorul partidelor, dar ar trebui să ne gândim foarte bine în ce măsură votul acesta a fost datorat campaniei lui Iohannis sau greșelilor lui Victor Ponta din campanie. Eu bănuiesc că mai mult a doua chestiune a contat, și anume că Victor Ponta a greșit în organizarea alegerilor din străinătate. Și motivul pentru care Ministerul Afacerilor Externe sau BEC-ul nu au luat o decizie în acest sens, în a deschide noi secții de votare, care crezi că a fost? Din punctul meu de vedere, o frică. Eu am o teorie, și anume că, în realitate, în turul 2, niciuna dintre părți nu a dorit mărirea secțiilor de votare. Pentru că, pe de-o parte, și ACL-ului a convenit să existe acest subiect pe tapet pe care să îl utilizeze împotriva lui Victor Ponta, și, pe de altă parte, și Victor Ponta a jucat în zona safe, cum se spune, a vrut să fie sigur că, totuși, cetățenii din străinătate, știind că vor vota împotriva lui, pe acești cetățeni să-i controleze cumva în numărul lor. Și atunci a fost o acceptare, ca să spun așa, tacită, a acestei chestiuni. Din păcate, zic eu, până la urmă toți au dreptul la vot, iar instituțiile sunt obligate să asigure instrumentele astfel încât votul să fie exprimat. De acum înainte nu se mai poate așa. Deci românii din străinătate sunt și români, cetățeni cu drept de vot, și instituțiile trebuie să le protejeze, să le garanteze acest drept.